Guvernul cere Curții Constituționale să facă un control prealabil de constituționalitate privind stimulentul de risc în cuantum de 2000 de lei acordat profesorilor pe perioada stării de alertă. Cadrele didactice, cât și personalul didactic auxiliar și nedidactic din învățământul de stat preuniversitar și universitar, vor primi un stimulent de risc în cuantum de 2000 de lei, respectiv 1500 de lei lunar, conform unui proiect de lege inițiat de PSD și adoptat de Parlament prin votul majorității. Cu toate detaliile vine colega noastră, Liliana Năstase. Bun găsit, Liliana, ce șanse de câștig are guvernul la CCR? Bun găsit, guvernul argumentează solicitarea făcută către Curtea Constituțională prin faptul că PSD, care a votat în regim de urgență în Senat această inițiativă legislativă, nu ar fi indicat conform legii și o sursă de venit pentru aceste sume alocate. De altfel, PNL a denunțat faptul că PSD a făcut această ofertă, să spunem, întrucât se află în campanie electorală și a subliniat faptul că, date fiind condițiile economice din România, dar și din Europa în general, nu se justifică un astfel de bonus care ar urma să fie acordat pe toată perioada stării de alertă din România sau stării de urgență, dacă ea se va impune, pentru profesori, dar și pentru personalul auxiliar din învățământ. Această lege ar urma să fie trimisă președintelui Klaus Iohannis pentru promulgare. Până atunci însă Curtea Constituțională va stabili dacă acest bonus este unul de principiu constituțional sau nu. De altfel, nu este primul bonus votat în procedură de urgență de PSD în Parlament. De curând, un deputat PSD a propus un bonus și de 2000 de lei pe toată perioada stării de alertă din România și pentru polițiștii locali.